Am revenit și vorbim despre modă, de fapt despre reprezentanta acestui domeniu, pentru că creatoarea de modă Vera Wang, nu știu dacă știți voi, are 70 de ani. Dar cu greu ai putea, Orlov, să o desăbești de o puștoaică, de o adolescentă. Așa este, are o siluetă incredibilă și câteva riduri pe care le-a acumulat de-a lungul anilor. Arată incredibil de bine, iar acum a dezvăluit pentru internauții săi și câteva secrete ale formelor sale fizice de invidiat. Vera Wang a avut ceva mai mult timp în această perioadă și a fost mai generoasă pe Instagram cu poze pentru urmăritorii săi. Și apropo, aceasta este urmărită de 272.000 de urmăritori. Într-o serie de fotografii, ea și-a scos la vedere abdomenul, tonifiat, sculptat cu cubulețe. Chiar și adolescentele ar fi invidiat-o. Admiratoarele au luat-o la întrebări despre cum se menține în formă și ce exerciții face. Răspunsul său despre rețete a fost scurt, clar și cuprinzător. Munca, somnul, un cocktail cu vodka și nu prea mult soare. În ultimele săptămâni, Vera Wang a publicat mai multe detalii legate de viața ei personală și despre perioada petrecută în izolare în reședința sa din Miami. Aceasta a arătat că a mâncat gogoși și pizza și că s-a înscris la un curs online de gastronomie, întrucât dorea să învețe să prepare frittata din cartofi dulci. Vera Wang a concurat în finala campionatelor naționale de patinaj artistic din Statele Unite ale Americii în anul 1968. În perioada pandemică aceasta s-a apucat să facă sport online alături de persoane care adoră să facă fitness. Igienizarea suprafețelor din casă este un proces migălos și adesea foarte urât mirositor din cauza produselor chimice pe care trebuie să le utilizați. Asta face din curățenie o activitate neplăcută și chiar toxică pentru voi, în special pentru copiii voștri și pentru animalele voastre de companie. Totuși, există o soluție eficientă și inofensivă și ea se găsește aici, la Telemagazin. Vă prezentăm astăzi Rovus Nano, mopul cu abur care curăță și igienizează suprafețele datorită nanotehnologiei avansate cu abur. Rovus folosește presiunea înaltă pentru a produce aburul uscat cu nanoparticule care pătrund mai adânc în suprafețe și elimină, atenție, 99,9% din bacterii, rapid, sigur și ecologic. Și doar acum, dacă sunați la numărul afișat pe ecran, beneficiați de o reducere de 30% pentru mopul Rovus Nano, adică plătiți doar 1399 de lei în loc de 1999, cât costă în magazinele partenerilor noștri. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil și, apropo, curierii vă livrează cumpărături absolut gratuit. Iar acum să vi-l prezentăm și să vă arătăm eficiența acestuia pe câteva suprafețe aici la noi în platou. Ion se joacă. Da, eu vreau să încep cu asta că ăștia de la Rovus, care creează aceste obiecte de casnice, au idei foarte interesante în design, în materie de design și culori, pentru că ăsta arată iarăși foarte tare modern și are și o combinație frumoasă de culori. Ca să începem așa cu... Exact. Și dacă tot ai pus mâna aici, să arătăm că e și foarte manevrabil, mm-hmm. Deci asta contează, da, foarte mult. Este flexibil, mult. Se apleacă foarte, foarte mult, adică puteți să ajungeți și sub dulap, sub dormitor, sub pat și așa mai departe. Foarte adânc sub pat, aș spune eu, mm-hmm. Pentru că sub pat e acea suprafață pe care este destul de greu să o curăți în mod normal. În plus, mie îmi place foarte mult că e extensibil. Deci, da, în mod normal... coada se lungește, uite, și se scurtează așa în funcție poate să-l de... folosească, de exemplu, un copil, da, se fixează aici și îl folosește așa, un copil sau, în cazul meu, pentru că eu sunt pe tocuri acum, eu am nevoie de o lungime mai mare și îl extind la maximum, uh-huh. Și uite așa, e destul de comod, este într-adevăr manevrabil, are și un mâner foarte ergonomic, ceea ce ajută foarte mult să fie comod, să-l ții, nu alunecă din mână, se ține foarte bine. Și un cablu suficient de lung ca să ajungeți în toate colțurile camerei în care faceți curățenie. Cablul, dacă nu greșesc, are 7 metri.
Și îl puteți și strânge iarăși pe, pe mop, în cazul în care nu aveți nevoie de toată lungimea cablului, ca să vă fie mai comod să faceți curățenie. Iată așa, se adună cablul aici, exact, în cazul în care vreți să nu se târască după voi și aveți suficient. Bun, hai să vedem construcția însăși a corpului mopului, motorașul și tot ce are el mai bun din punct de vedere tehnic. Aici se află toată tehnica mopului. Este de fapt un rezervor în care se toarnă apă și care ulterior devine aburi prin încălzire, care vor ieși aici prin această duză, trecând prin lavetă, care o să vă o arătăm imediat. Da? Rezervorul, apropo, are 220 de mililitri. Uh-huh. E suficient, adică suficientă apă pentru a lucra în continuu timp de 10 minute, adică a produce aburi continuu 10 minute. O să... Eu zic să turnăm, pentru că vom avea nevoie de câteva clipe până se încălzește apa și se mai exact, fix de 40 de secunde. Unde până începe a produce abur. Asta ca să știi, să știe telespectatorii, de fapt, că pentru noi e mai simplu. Așa. Avem și un indicator care ne arată cât apă avem. Mai avem încă. Da, poți să mai torni, așa, pentru că prinde bine. Ups. Uite, el de fapt are rezervorul lui cu care se torne aici. Perfect, cred că am turnat prea mult deja. Nu e nimic, prea mult... Prea multă apă nu este, dar da, apă dar este în viață. Mod normal, în set, vine, uite, acel ulcioruș, da, cu care dozator, e mult, apropo, mai simplu să torni apă și știi și cât. Cu care turnați 200 ml exact, da, într-adevăr. Așa, deci în momentul în care am turnat apă, hai să vedem mai întâi, deci rezervorul poți să-l pui acolo. Uh-huh. Avem două lavete în set și avem... Și avem o piesă adițională care se atașează la mop în cazul în care faceți curățenie, atenție, pe covor. Pe covor, deci sau... cu mopul, cu aburi, poți să faci curățenie pe covor, să dezinfectezi covorul. Să igienizezi și covorul, exact, dar altfel o să vă arătăm noi. Puteți folosi mopul și pe tapiseria mobile, doar că o să vă arătăm noi câteva detalii la acest capitol. Avem două lavete. Lavetele sunt din microfibră rezistentă și foarte bună, care are o putere de absorpție absolut senzațională. Laveta aceasta netedă este pentru suprafețele măpodeaua, de exemplu, așa, pentru suprafețele netede, și cea așa mai pufoasă este pentru suprafețele moi, cum ar fi covorul, cum ar fi mocheta, cum ar fi tapiseria. Dar astea le lăsăm un pic într-o parte și o să punem laveta netedă. Dar hai să-l pornim fără laveta, să vedem cum iese aburul. Îl pornești? Așa, este. Păi este doar printr-o apăsare de buton activarea mopului. Vom aștepta câteva clipe până se încălzește apa și începe să iasă. O. 40 de secunde simt durează. Deja cum lucrează. Exact 40 de secunde până începe să sufle abur. Important, atenție, e să-l țineți în poziție verticală și, atenție, aburul este fierbinte, are o temperatură de până la 125 de grade Celsius, așa că nu puneți mâna acolo. Trebuie să-l ții vertical și atunci o să iasă mai mult abur. Uite. Ia uite cât. Uite ce jet de abur. Jet și jetul e fierbinte, așa că fii atent. Da. Așa. Acum poți să-l oprești un pic ca să-mi pune la veta. Hai. Sau ți-o pun eu jos și lipește-o tu așa. Sau da. Laveta este adezivă, respectiv se instalează foarte ușor prin velcro. Gata. Gata. Mopul este gata pentru utilizare. Ce faci? Îmi permiți mie să dau pe prima suprafață unde avem... Dar, dragul, nu te las să dai cu mopul toată ziua, sincer. Eu pot să mă așez și să urmăresc doar. Nu, mulțumesc. Hai să împărțim totuși atribuțiile. Avem niște lapte dat jos aici. Are ceva timp de când stă, s-a și uscat pe margini. Foarte simplu. Foarte simplu este lucrul cu acest mop. Deci e suficient să dăm așa frumușel. În primul rând și laptele dacă e suprafața udă, se îmbibă în această lavetă. În al doilea rând, aburul acționează ca dezinfectant și igienizează suprafața. Și na, poftim. În cazul în care suprafața e uscată, adică laptele s-a uscat, dar vom avea mai încolo varianta cu suprafața sau murdărie uscată. Nicio problemă, pentru că aburul se descurcă, aburul înmoaie în suprafață, după care șterge cu ajutorul lavetei. Avem și aici niște lapte, da? Dar poți să treci cu picioarele pe aici. Ai făcut curat, dar după asta poți să mai dai de... Eu sunt obișnuit cu... Pe curat nu se umblă. Se umblă și pe curat. Când ai așa un mop de la Rovus,
poți să umbli pe unde vrei, că după asta foarte rapid ai făcut curat. Deci uitați-vă. Aburul, pe lângă faptul că curăță foarte bine, igienizează suprafața, iar asta înseamnă că se elimină toate bacteriile, toți virusii de pe această suprafață, suprafața rămânând absolut dezinfectată. Nu aveți nevoie să folosiți substanțe toxice, cum ar fi tot felul de clor, care îl inspirați tot voi în momentul în care faceți curățenie și dacă tot am mers pe aici, hai să ștergem și urmele mele. Și apropo, lucrul cu acest mop este foarte ușor. Nu trebuie să aplicați absolut deloc forță ca să îl împingeți. El alunecă foarte ușor. El alunecă foarte ușor, el exact. Este ușor așa în sine ca să luăm ca instrument de lucru prin casă. Este suficient de ușor încât să se descurce și un copil cu această sarcină. Așa. Dar tu văd că ți-ai vărsat cafeaua astăzi. Eu astăzi m-am înșirat cu cafea prin toată casa. Uite. Aburul este suficient, are o presiune foarte mare în primul rând. Al doilea rând, chiar e fierbinte, 125 de grade Celsius de abur. Uitați-vă. Deci, practic, puteți igieniza și pe jos în baie, de exemplu, dacă se formează igrasie între gresie sau între faianță, puteți să treceți așa și să igienizați și aceste suprafețe. Suprafața care este, de altfel, foarte greu de ajuns acolo. Exact. Și de a curăța, pentru că de fiecare dată când ștergi cu cârpa, acolo rămân urme. Și ai nevoie să iei o periuță, exact. Să rozi cu periuța, să bagi cât mai mult clor. Într-adevăr, este destul de delicat și dificil să faci ordine în locuri greu accesibile. Dar presiunea și temperatura ridicată de la Rovus Nano au ca efect ciocnirea intensă a moleculelor de apă între ele și generează bum! Abur uscat cu nanoparticule și ion negativ. Datorită faptului că aburul este uscat, mopul poate fi folosit și pe mochetă, covor sau chiar tapiseria mobile. Unica condiție este să fie ținut vertical. Foarte important este să-l țineți vertical. În doar 40 de secunde din momentul în care l-ați conectat, Rovus Nano este gata de lucru. Acesta emană abur la o temperatură de până la 125 de grade Celsius, așa că aveți grijă să nu vă frigeți. Rezervorul cu capacitate de 220 de mililitri este suficient pentru 10 minute de folosire continuă. Laveta din microfibră curăță și protejează chiar și cele mai sensibile suprafețe. Și doar în cadrul Telemagazin, cum v-ați obișnuit deja, această minune tehnologică poate fi achiziționată cu o reducere de 30%. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și plătiți doar 1399 de lei pentru mopul cu abur, care vă simplifică curățenia în casă și vă scapă de bacteriile invizibile care vă fac rău fără să știți. Profitați acum de oferta noastră, iar curierii vă vor livra mopul până la ușa casei, în orice colț al țării. Oferta este disponibilă însă în limita stocului disponibil, așa că grăbiți-vă stocurile noastre să epuizează rapid. Uite, eu cât l-am ținut, el a tot funcționat și a funcționat. Da, păi vorbim despre acele 10 minute de funcționare. În cazul în care expiră cele 10 minute, na, mai turnați niște apă în rezervor și atâta tot. Noi o să mai adăugăm niște apă, pentru că mai avem zone în care trebuie să lucrăm. Dar folosește, bine, ne ulciorușul specific, pentru că... Nu în zadar l-avem în set. Exact. Uite cum a curățat, uite cât de murdar e laveta. Laveta este și ea lavabilă. O puteți să o spălați în... Dar 150, așa. În mașina de spălat... Uite, o să-ți arăt și eu. La temperaturi normale. La o temperatură de 30-40 de grade Celsius, laveta poate fi spălată împreună cu alte detalii din casă. Mopul nostru a lucrat în continuu până acum. Vrei să treci? Hai să trecem și la, exact, la cafeaua aia care o avem. Dar în partea aia altă pe... Am șters? Nu, hai că ștergem după asta. Așa, bun, mai avem aici niște cafea vărsată pe suprafața noastră, pe podea. E o podea din sticlă. Și iarăși, cu bucățele de gresie unde se întâlnesc aici în liniile astea, în găurile între gresie, e foarte, foarte complicat să ajungi cu un mop simplu sau cu o cârpă. Și cum spunea și Tania, trebuie să dai cu periuța, cu tot felul de soluții ca să ajungi. În cazul nostru nu mai e nevoie, pentru că mopul cu abur și cu presiune se descurcă foarte, foarte bine cu misiunea sa. Doar prin, cumva intri în azartul ăsta de a te juca cu mopul ăsta, pentru că într-adevăr este un joc atunci când vorbim de lucrul cu mopul Rovus Nano. Și tot
ai curățit deja, ai curățit, dar tot mai dai pentru că îți place cum se mișcă, îți place cum lunică, lunică foarte ușor. Aici avem tot, cred că, niște suc, îmi pare că, da, avem niște suc, dar care s-a uscat. Ceea ce spuneam, este o suprafață cu murdărie uscată și să vedem dacă mopul nostru se descurcă și... Mamă, ia uitați-vă și diferența. Curățit cu mopul și nu este curățit. Absolut genial. Dintr-o mișcare doar, se curăță murdăria și din câteva mișcări se dezinfectează suprafața. Na, pentru că mai avem nevoie de vreo câteva secunde ca să acționeze aburul, ca să elimine toate bacteriile, ca să omoare toți microbii. Bine acolo pe suprafață. Da, foarte bine și să știi că îmi place foarte mult să lucrez cu el. Dar mai avem și un covor aici de curățat. Dacă ești de acord să vii să mă ajuți, uite, pe laveta au rămas urmele de la ia toate... Uite. Da, uite ce a rămas. Laveta foarte murdară. Și se scoate foarte ușor. Podeaua, suprafața foarte curată. Laveta se scoate foarte ușor, bine că e... Să lucrați cu atenție cu el, pentru că e fierbinte. Până la urmă puteți să vă frigeți. Și aici este curat. Da? Tu scoate-l din priză și eu te aștept aici. Vin imediat. Imediat vin la tine, deci, pentru că mai avem living... o suprafață interesantă pentru mine, să vedem cum se descurcă aici mopul. Mai rar tragi cu mopul pe covor, știi? Exact. De fapt, niciodată nu dai cu mopul pe covor, pentru că de obicei pe covor dai cu aspiratorul. Așa, hai să strângem un pic așa. Vreau să încercăm să folosim mopul pe tapiserie. V-am spus, îl puteți folosi, doar că unica condiție este să-l țineți vertical. Așa. În general, pe tapiserie sau pe mobil ai putea să scoți prelungitorul? Da, poți să-l scoți dacă vrei sau poți să-l apuci mai de jos. Uh-huh. Deci avem această ustensilă din plastic care v-am spus că o să vă arătăm la ce folosește. Ideea este că pe tapiserie sau pe covor, ca să alunece mopul suficient de bine, aveți nevoie de această ustensilă. Doar îmbrăcați mopul în ea. Da. Ai băgat și așa mopul și gata. Și uite. Așa, încetușor, atent. Și dacă îl ții vertical, ca el să funcționeze și să se producă acest abur uscat, poți să curăți și să igienizezi suprafețele din casă. Pentru că pe tapiserie ne așezăm cu hainele cu care am fost afară câteodată și rămân o mulțime de bacterii, o mulțime de mizerie și de murdărie. Și cu siguranță aveți nevoie să igienizați și aceste suprafețe. Și știi ce îmi place mie cel mai mult? Că nu ude. Deci nu se ude suprafața. Asta este avantajul atunci când aveți abur uscat. Deci, din nou, laveta e aceeași, așa, și alunecă foarte ușor pe covor. Covorul se curăță, se igienizează, mor acarienii, pentru că la o temperatură da, de 120 aici sunt acarieni care pleacă. Acarieni, uite, eu o să spun din prisma omului care are animale de companie acasă. Se adună foarte multă blană. Blana adună și ea bacterii. În plus, dacă aveți pisici în casă, cu siguranță mai aveți câteodată și purici prin casă. Și atunci, igienizând cu o temperatură de 125 de grade Celsius, din covor, din tapiserie, mor toți puricii și toate gângrenile. Eu știu că tu ai folosit personal acest mop chiar la tine acasă. Exact. Ia zi-mi despre experiența. Pentru mine a fost o experiență inedită, pentru că eu am parchet laminat acasă. Și cât nu ai da cu mopul, parcai senzația că nu-i suficient. Că ar mai trebui. Ar mai trebui. Și atunci, cu acest abur uscat, să știi că am făcut curat în 15 minute în toată casa, dar toată casa. Deci chiar și pe sub pat, uite așa, chiar pe sub pat. Ia uite cât de tare se apleacă. Da, da, da. Uite, deci sub un pat, uite așa. Perfect. Perfect. Da, zic eu să recapitulăm. Mopul cu abur Rovus Nano poate fi folosit pe orice suprafață, pe lemn, parchet, laminat, grese și chiar pe covoare sau tapiserie. El este ușor manevrabil și ajunge cu ușurință în cele mai greu accesibile sau înguste locuri. Iar mânerul telescopic vă ajută să curățați adânc sub mobilier. V-am demonstrat astăzi cât este de simplu să aveți casa curată, igienizată și împrospătată. Toate astea le face Rovus Nano fără efort din partea voastră. Acum e mai simplu ca niciodată, datorită nanotehnologiilor. Iar Telemagazin are și o ofertă specială. -30% din prețul inițial de 1999 de lei a mopului. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și plătiți doar 1399 de lei pentru mopul cu abur. Iar curierii vi-l vor livra absolut gratuit
în orice colț al țării. Așa că grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil, iar eu sunt sigur și noi suntem siguri că cu siguranță stocul se va epuiza foarte repede, numărul îl aveți afișat pe ecran. Și... mai ales că avem și un preț extraordinar, da. 1399 de lei. Dar Ion, mă gândesc că s-ar putea să ne fi scăpat nouă careva detalii despre mopul cu abur, așa că zic să vedem și restul informațiilor. Mopul revoluționar cu abur de la Rovus vă scapă de toate bacteriile din locuință. Este soluția ideală în lupta cu microbii, datorită presiunii puternice și a temperaturii înalte, pardoseala de toate tipurile rămâne curată și dezinfectată. Vorbim despre parchet, laminat, linoleum, mochetă și chiar covoare, care sunt împrospătate cu steamerul Rovus. Ajutorul acestui mop cu abur, curățarea suprafețelor din casă va fi mai eficientă. Secretul Rovus Nano Steamer constă în aburul uscat, care se formează în rezervor, având o anumită temperatură, presiune și viteză. Datorită lui, curățarea suprafețelor este mai rapidă, eficientă, iar locuința voastră va fi complet igienizată. Acesta elimină 99% dintre bacterii, iar voi nu trebuie să cheltuiți o groază de bani pe soluții chimice scumpe care sunt și dăunătoare pentru sănătate. Nano Steamerul este ideal pentru familiile cu copii mici, unde mersul de-a bușilea este ocupația preferată a celor mici. Podeaua însă nu este un loc sigur pentru ei, mai ales dacă aveți animale de companie. Scăpați ușor și sigur de microbi cu ajutorul mopului nostru, care se încălzește extrem de rapid și este gata de utilizare în mai puțin de 40 de secunde. Rezervorul de apă are o capacitate de 220 de mililitri, ceea ce vă permite să utilizați mopul în continuu timp de 10 minute. Asta în timp ce laveta specială din microfibre vă protejează podeaua pentru a rezista la temperaturile ridicate. Suntem siguri că v-am convins că mopul cu aer ferbinte este arma perfectă în lupta cu bacteriile. Dacă vi-l doriți în propria locuință, apelați numărul afișat pe ecran, iar curierii partenerilor noștri vi-l vor livra până la ușa voastră, fără niciun ban, absolut gratuit. Comandați Nano Steamerul și faceți-vă locuința lună, fără prea mult efort și cheltuieli. Haideți să vă povestim despre câteva măsuri foarte inedite luate de administrația din Singapore pentru a ține distanța socială între oameni. Îți imaginezi ce a făcut? Deci în Singapore, un robot este cel care reamintește vizitatorilor din parcuri, grădini publice, rezervații naturale și de pe stradă regulile de protecție împotriva coronavirusului. Acesta difuzează un mesaj social despre menținerea distanței. În perioada de testare, robotul Spot este însoțit și de un ofițer. Câinele robot, produs de compania americană Boston Dynamics, se plimbă pe o distanță de 3 km. Acesta este echipat cu senzori de siguranță pentru a detecta obiecte și oameni care se află în calea sa. Spot este controlat de la distanță. De asemenea, va fi echipat cu camere de luat vederi pentru a estima numărul de vizitatori în parcuri. Aceste camere nu vor putea însă urmări sau recunoaște anumite persoane și nu vor fi colectate date personale. Robotul cu patru picioare este de asemenea verificat la unitatea de izolare pentru a livra obiecte esențiale, cum ar fi medicamente pacienților. Anterior, roboții au fost folosiți de poliția de stat din Massachusetts pentru a verifica de la distanță zonele periculoase, fără a pune în pericol viața polițiștilor. Așadar, este momentul să ne luăm rămas bun de la voi, dar nu pe mult timp. Exact. Să fiți alături de noi în fiecare zi, pentru că avem lucruri interesante să vă povestim. La revedere, până mâine!